Bună dimineața și la mulți ani! Bun găsit, oameni buni! Suntem din nou în casele dumneavoastră pe Prima TV Slatina la prima de dimineață. Iată, este prima ediție din acest an și sper că sunteți încă în fața micilor ecrane. Poate mai petreceți pentru că, iată, sărbătorile de iarnă continuă. Bine, numai iarnă nu am putea spune că este o zi foarte frumoasă, se arată așa, pentru că ziua bună se cunoaște încă de dimineață. La noi ziua bună se cunoaște dacă urmăriți Prima TV Slatina și matinalul Prima de dimineață. Începem în formă și în forță anul. Trebuie să-i salut și pe colegii mei din emisie și din platou, fără de care nu am putea să realizăm această emisiune. Și nu uitați că aveți și alte două modalități de a fi în permanentă legătură cu noi. Este vorba de site-ul televiziunii noastre www.primatvslatina.ro, unde găsiți emisiunile de dimineață în format înregistrat și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei și, bineînțeles, știrile Focus Latina. Iar dacă aveți câteva sugestii pentru noi, nu uitați că ne puteți scrie în mesaj privat pe pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Latina. Ei bine, dăm startul așadar unei noi ediții matinale, unei ediții speciale, am putea spune, pentru că alături de mine în această dimineață se află doamna Ioana State, o interpretă de muzică populară îndrăgită de către voi toți, așadar muzică și voie bună în această dimineață. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Vă dăm voie să spun la mulți ani, dragă Cristina, să spun echipei tale de la Prima TV Slatina un an nou cu bucurii și ție la fel, să dea Dumnezeu să fie mai bun, să fie mai îmbelșugat și ce să spun, în primul rând, pentru că suntem în niște vremuri care toată lumea să-ți bate pentru bani, să avem bani mai mulți în buzunar. Și, în primul rând, sănătate, pentru că sănătatea e mai bună decât toate. Înțeleg că mi-a adus aminte că chiar anul trecut, la fel, pe 3 ianuarie am fost în această emisiune, deci am mai trecut un an, am venit acum în emisiune cu mare drag, pentru că îi iubesc pe oltenii mei dragi, pe toți românii și le spun la mulți ani, la fel și lor, și un an bun cu sănătate și belșug. Și ce să zic, te-ai gândit la ceas de sărbătoare, că pentru că peste 3 zile este ziua mea, a patra zi, după de azi înainte, este ziua mea Sfântul Ion și o să le urez tuturor la mulți ani pentru că am venit special cu o melodie frumoasă de Sfântul Ion și să le cânt pentru toți ionii din România și din lumea întreagă, de ce nu? Mulțumim din suflet pentru toate vorbele frumoase. Cum ați petrecut de sărbători? Am petrecut, să zic, cum petrece tot românul. Am fost în ziua de Crăciun, am fost la biserică pentru a lua binecuvântarea părintelui și am cântat colinde la biserică. M-am îmbrăcat în acest costum care am venit la tine în emisiune în această dimineață. Zic eu că am făcut o impresie bună pentru că am cântat colinde cu drag în biserică și cred că m-am achitat foarte bine de sarcina care am avut-o pentru această zi de sărbătoare, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, și lumea s-a bucurat. Înainte de Crăciun am fost la Istanbul și am cântat colinde. Eu am mai fost și acum 3 ani și părintele Sergiu Vlad de acolo, de la Catedrala Sfânta Parascheva, construită în vremea lui Constantin Brâncoveanu, construită chiar de Constantin Brâncoveanu, am cântat colinde pentru românii noștri dragi, pentru diaspora din Istanbul și m-am întors, zic eu, cu bateriile încărcate, pentru că a fost foarte frumos. Am fost alături de fata mea de suflet, Alina Sârbu, am cântat împreună și iată că astăzi sunt aici în emisiune la Prima TV la tine. Cum au primit românii din Istanbul colindele pe care le-ați cântat cu mare drag? Au primit cu inima deschisă, cu bucurie, bineînțeles că nu-mi dădeau drumul să plec, dar trebuia să viu în țară, că am și alte probleme. Mai stați până la Crăciun, cum să stau până la Crăciun, că am fost în decembrie, în jur de 11-13 decembrie. Pe 15 am ajuns acasă și nu spun, eu am niște colinde, cu toată modestia care mă caracterizează, am niște colinde de suflet și mă regăsesc în ele și mă bucur din suflet că s-au regăsit și românii noștri dragi de acolo. Cântau foarte mult cu mine, pentru că poate mă repet, am fost și acum 3 ani și le-am mai dat niște CD-uri, le-am dăruit niște CD-uri, învățaseră colindele și foarte mult sprângeau. Era o catedrală
foarte mare, plină, peste 300 de oameni și apoi am cântat la Institutul Cultural Român din Istanbul, unde a fost serbarea copiilor ai diasporei. Bineînțeles că au fost și foarte mulți cetățeni turci la această serbare, la Institutul Cultural Român, și le-am cântat cu drag, nu numai colinde, am cântat și cântece populare românești, pentru că după serbarea de pomul de iarnă s-a întins o masă și o petrecere de toată frumusețea. Cum a fost anul 2017 pentru dumneavoastră? A fost un an, să zic, bun, nu foarte bun de unele probleme, dar am fost fericită pentru că băiatul meu s-a căsătorit, am avut nunta în august cu o fată foarte bună, cu minte, Mirela din Milcov, și am avut o nuntă foarte frumoasă. Le urez și acum sănătate, înțelegere, înțelepciune și să aibă dragoste cât cuprinde. Și bineînțeles că și la cuscrii mei, familia Marin Dorobanțu din Milcov, le urez la fel sănătate, să ne înțelegem bine întotdeauna cum ne-am înțeles până acum, și la mulți ani nouă an. Ce ați făcut de sărbători? Ce preparate ați făcut? Am făcut de toate, cum să vă spun. Nu suntem nici foarte bogați, nici foarte sărați, suntem niște oameni de mijloc. În primul rând, nelipsitul cozonac, sarmale, piftii. Nu prea mănânc carne de porc, dar în primul rând nu puteam să mă abțin să nu avem în casă cârnați, să nu avem lebăr, să nu avem tobă. Așa, ce să vă spun, am făcut o ciorbă de burtă, pentru că lui băiatul meu îi place foarte mult ciorba de burtă, n-am mai făcut de potroace. Și restul, și salată, icre, destul de îmbelșugat, cât o să mănânci în câteva zile. Și a fost, să zic eu, destul de bine. Au venit copiii la masă, pentru că ei nu mai stau cu mine, stau într-o casă care le-a oferit-o cuscru meu de la Milcov. Să zic că este primarul, nu știu dacă e voie să spun, dar este primarul de la Milcov, încă o dată îl salut. Și ei stau acolo și bineînțeles că bucuriile care mi le fac când vin la noi ne bucură foarte tare pe toți, pentru că deci ați Crăciunul pregătit este o sărbătoare a familiei. Că ați avut oaspeți, da, la masă. Da, sigur că da, da, da. Am avut și prieteni la masă, numai copii, și dacă Crăciunul e sărbătoarea familiei, bineînțeles că am vrut să respect tradiția să fie chiar sărbătoarea familiei. Și de Revelion ce ați făcut? De Revelion am stat acasă, am făcut la fel cu familia, cu fratele meu, cu Alina. Au venit copiii și ne-au cântat Sorcova, am avut prietenii, la fel, care am făcut Revelionul împreună. Ați primit colindători? Am primit colindători, bineînțeles. Am colindat și eu. Fratele meu este un înrăit să asculte colinde. Până la urmă că mă și plictisise tot timpul CD-uri de colinde, tot timpul. Dar a fost foarte frumos și, în primul rând, asculta CD-ul meu de colinde. Și zic, mai pune și altceva, că m-am săturat, nu? Că mie îmi place colindele care le cânti tu. Și a fost, până la urmă, niște sărbători au fost foarte frumoase, relaxante, să zic, pentru că am mai lenevit. Și așa cum se întâmplă de sărbători, toate televiziunile v-au solicitat. Da, am fost pe la multe televiziuni și cu colinde și cu cântece de populare, de petrecere, și de Crăciun și de Revelion. Am avut, chiar că a fost un an în ceea ce privește aparițiile mele la televiziune, au fost un an îmbucurător. Le mulțumesc tuturor care s-au gândit să mă invite la majoritatea emisiunilor unde am fost. Da, în 2017 pe unde ați mai fost? Am fost la petreceri, am fost la câteva spectacole, am fost la câteva petreceri private. Mă refer la nunți, pentru că la spectacolele de la Doina Oltului n-am mai fost invitată. Mă mir, pentru că chiar vreau să le atrag atenția, pentru că am reprezentat acest județ ani și ani și ani de zile în toată lumea, inclusiv peste ocean. Nu știu ce se întâmplă, că chiar nu m-am invitat de când s-a schimbat directorul niciodată la spectacol la Doina Oltului. Poate aude cineva și poate să gândește că merit să fiu invitată la Doina Oltului, pentru că Doina Oltului mi-am
toată tinerețea mea am avut-o la Doina Olturi. Am avut foarte multe chemări la București, dar am renunțat și am rămas în Slatina. Deci nu cred că sunt chiar o persoană de neglijat ca să nu mă invite la spectacole, când dau spectacole, aniversare sau ceva, spectacole din astea. Oricum, eu sper că o să ne așezăm la masa negocierilor să mă mai invite, pentru că încă nu sunt chiar așa de, eu știu, care să nu mai neputincioasă, se vede, nu? Și am fost la alte spectacole, care mă mulțumesc primarilor care m-au invitat. Am fost, așa cum vă spuneam, la nunții. În străinătate ați mai fost? În străinătate, nu, în afară de Istanbul, nu am fost anul ăsta, am fost anul trecut. Ce să vă zic, și în străinătate e mai bine în țara ta, nu știu cum să spun, că și în străinătate s-au dus foarte mulți ca acasă, da? Pentru că s-au dus foarte mulți, eu când am fost în America, de 3 ori, era foarte mare interesul pentru români. În primul rând că te duci, pleci de acasă să câștigi și un ban, nu te duci decât să, de dragul de a te duce. Dar acum, dacă s-au dus foarte mulți și cu talent și fără talent, până la urmă, cei de acolo s-au săturat. Nu știu cum să vă spun. Știți că spun direct și mă caracterizează modestia. Asta e, îmi pare rău, dar trebuie să fiu foarte sinceră când vorbesc pe post, pentru că n-are rost să așa mai ne ascundem după întotdeauna deget. Întotdeauna cu sufletul deschis. Da, n-are rost să ne ascundem după deget, sigur că da. Telespectatorilor le este drag să vă asculte, nouă la fel, așa că vă invit în această dimineață să ne încântați așa cum o faceți. Am venit cu niște cântece speciale, cântece de petrecere pentru această zi minunată care, bineînțeles, se apropie Boboteaza și Sfântul Ion. Așadar, pentru toți cei care ne urmăresc la această oră, Ioana State. La cârciumioara din colț, haideți într-o seară. Hai să mergem, măi băieți, că rău n-o să vă pară. Că-i pusă la cap de sat un pic mai departe. Vine omul supărat și uită de toate. Lăutarul de ță zice ceva divioară. Vinul parcă e mai dulce, viața mai ușoară. Că zice una de-a noastră, de n-o poți o uiți. De dor și inima albastră, parcă ai vrea să cânți. Lasă grijile deoparte, măcar pentru o noapte, frate. Și fă-ți pofta inimii, mâine o mai vedea ce-o fi, măi frate. S-o vezi pe cârciumăreasă că te zăpăcești. Îți găsește loc la masă și-ți dă ce poftești. E frumoasă ochișa plină de dulceață. Rămâi cu ochii la ea până dimineață. Lăutarul de ți-o zice ceva din vioară. Vinul parcă e mai dulce, viața mai ușoară. Că zice una de-a noastră, de n-o poți s-o uiți. De dor și inima albastră, parcă ai vrea să cânți. Lasă grijile deoparte, măcar pentru o noapte, frate. Și fă-ți pofta inimii, mâine-o mai vedea ce-o fi, măi frate. Cârciumarul e om bun și de viță aleasă. El nu pune apă în vinul ce-au ai pe masă. Și te-nbie ca să guși
minte, că nu-ți vine să mai pleci încă o zi și o noapte. Lăutarul de ți-o zice ceva din vioară, vinul parcă e mai dulce, viața mai ușoară. Că zice una de-a noastră, de n-o poți o uiți, de dor și inima albastră, parcă ai vrea să cânți. Lasă grijile deoparte, măcar pentru o noapte, frate. Și fă-ți pofta inimii, mâine o mai vedea ce-o fi, măi frate. Aceste două piese minunate pe care Ioana State ni le-a cântat și ne-a încântat în această dimineață. Ce planuri aveți pentru acest an? Că, iată, sunt primele trei zile din 2018 și v-ați făcut așa o listă cu ce vă doriți? Păi, acum de Sfântul Ion sunt invitată la o televiziune pentru că vor să mă sărbătorească în direct. Pe 12, 13 și 14 ianuarie este Revelionul Artiștilor la Pucioasa. Mă duc alături de prietenii mei Ion Ghițulescu și Gheorghe Roșoga și alături de mulți colegi, bineînțeles, care o să vină acolo, pentru că mai trebuie să mai și petreacă omul până la urmă, nu? De asemenea,
Am foarte mulți colegi din țară care m-au rugat să le dăruiesc cântece, să le creez așa, că am creat la foarte mulți colegi cântece, chiar inclusiv la fata mea de suflet, Alina Sârbu, i-am făcut un CD unde este pe piață și a fost foarte apreciat. Lucrez la al doilea CD pentru ea, lucrez și pentru mine și deja am început să scriu încă de ieri pentru o colegă dragă mie, Elisabeta Turcu, și sper să iasă câteva cântece foarte bune, să îi le dăruiesc din suflet, pentru că a fost și la nunta băiatului meu și mulțumesc și doresc, cred că vede emisiunea pe o rețea de socializare și îi doresc un an nou cu împliniri și cu multă sănătate. Pentru cine ați mai scris cântece? Am creat foarte multe cântece pentru o colegă dragă mie, Elena Merișoreanu, i-am creat două CD-uri. Am creat pentru Viorica Podgoreanu, duet cu Lucian Florin. Am creat pentru Florica Jinga, pentru Ionela Bran, Adi Blaj, nu știu cât să vă spun, că am creat pentru Marian Cucu. Foarte mulți colegi, poate îi uit acum, care nu îi enumăr aici, dar am creat pentru colegi peste 300 de piese. De când ați început să creați aceste piese? Păi, ce să spun, de când m-am maturizat. Deci, cam de la 30 de ani mi-am creat pentru mine, că culegi folclor, dar culegi decât o bucățică din cântec. Și apoi trebuie să culegi o frază care ți se potrivește sau chiar câteva versuri care crezi că te reprezintă sau crezi că îți plac. Ei, aceste câteva versuri sau eu știu ce culeg acolo, trebuiesc dezvoltate, trebuiesc făcute și atunci eu am început să îmi creez pentru mine. Cântece care cred că au fost foarte mult apreciate de cei care sunt în folclor, de la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiuleu de la București, cei care erau folcloriști de seamă, care sunt și acum, comisiile care se făceau atunci, au fost cântecele mele foarte bine apreciate de acești specialiști de folclor și le mulțumesc și pentru că am avut foarte multe, măi, zice, cum faci tu cântece? Fă-mi și mie unul. Și am încercat prima dată pentru așa, pentru mine. Și apoi am văzut că mi-iese. Bineînțeles că le-am dăruit la foarte mulți colegi, așa cum ți-am spus. Și după la 40 ceva de ani am început să creez cântece. Acum, ce să vă zic, sunt o tânără pensionară și tot am timp și creez pentru toți care îmi cer. Toți care îmi cer cântece și cred eu că au sau la asta foarte mult. Da, o anumită temă? Anumită temă, da. Deci îmi spune, chiar acum Elisabeta mi-a spus, Ioana, te rog să-mi faci câteva cântece ciobănești. Eu vin din zona Interferența Argeș-Vâlcea-Sibiu, acolo m-am născut și am venit cu un bagaj foarte mare de culegeri de folclor de acolo, pentru că așa era pe Valea Topologului, să cânta ciobănești, să cânta foarte multe de zona Ardealului, de la mine și până la Nineta Popa. Sunt vreo 14 km peste deal, unde s-a născut colega mea dragă de la Vâlcea. Și cântam și eu la fel, dar venind în Oltenia, trebuie neapărat să-mi schimb stilul. Oltenii m-au adoptat, le mulțumesc din tot sufletul și, ce să zic, sunt mulțumită de ce am realizat. Dacă Dumnezeu mai mă lasă să mai fac un CD-ul, două și îmi dă putere, sper să am încredere și să fie bine. Pentru că am realizat un CD-ul de colinde, care a fost foarte, foarte, foarte mult apreciat, e prezentat pe internet ca un CD-ul magic. Deci acesta m-am bucurat foarte mult de succes, de acest CD-ul, pentru că cântece populare cântă toată lumea. Am vrut neapărat să ies din tiparul de solist de muzică populară să realizez ceva. Și acum am pe mulți realizatori de emisiuni de radio, care sunt, eu zic că sunt cei mai îndreptățiți ca să vorbească despre folclor și m-au rugat și au insistat să fac cele trei etape ale vieții. Sper să le fac pentru că nunta deja am făcut-o cu un CD de nuntă de la Fedeleș și până la spălarea nașului mare cu socru mare, până luni după nuntă, cum era obiceiul, da? Și trebuie să mai fac nașterea și moartea. Și dacă zic eu, m-am maturizat, da?
Nu poate să cânte un bocet sau un angel de cântec, un solist la 30-40 de ani. Poate să, numai peste 50 sau 60 de ani poate să cânte un bocet, pentru că nu știe ce înseamnă durerea un tânăr. Dar un om matur, cred că a trecut prin mai multe etape ale vieții și trecând până aceste etape, înseamnă că s-a maturizat cu adevărat și a știut și bucurii și dureri și tot ce se întâmplă în această viață. Că până la urmă, de când te naști până mori, viața este o provocare. Uitându-vă așa în urmă, în cariera dumneavoastră îndelungată, care este cea mai mare împlinire? Ce să vă spun? Cea mai mare împlinire a fost, în primul rând, pe tărâmul profesional, pentru că m-am bucurat de succes în tărâmul profesional și cred că m-am achitat cu brio pentru ce mi-a hărăzit Dumnezeu. Că până la urmă, eu am avut o meserie, am trăit în această meserie și trăiesc în continuare din meseria de muzică. Una e să cânți la nunți, una e să fii profesionist. Cu toată modestia și îmi cer scuze pentru colegi, dar un profesionist învață altceva. Deci învață altceva. Și noi aveam, când eram la Doina Oltului angajată, de asta vă spuneam mai devreme că sunt un pic, eu știu, poate nu supărată, sunt un pic așa tristă, pentru că nu poți să te dai la o parte așa, să vină unul sau altul care habar nu are și să te dea la o parte după ani și ani și ani de muncă. Ca să spună, a, lasă pe ăstea. Că am o colegă dragă mie, Tudorița Gorjanu, că noi am dus Doina Oltului când era autofinanțare, am dus-o am ținut-o pe plutire pentru că era autofinanțare și te duceai la spectacol și trebuia să umpli sălile. Într-adevăr, mai aveam și colaboratori, dar noi două umpleam sălile. Și așa să vină cineva care habar nu are să spună, a, lasă pe ăstea că au îmbătrânit. Nu cred că am îmbătrânit, domnule director. Trebuie să fim băgate în seamă pentru că trebuie, că așa trebuie, așa este firea vieții. Pentru că tot omul, în primul rând, trebuie să îmbătrânească frumos. Dacă îmbătrânește urât, e păcat. Da, cine v-a spus așa că pentru lăsați-le că, da, am auzit. Deci am auzit vorbele că, a, nu, și am dat și telefon, nu facem și noi o colaborare. A, nu, că am destui soli și acum voi ați cânta la vremea voastră. M-am simțit chiar așa și, ce să vă zic, viața merge înainte. Îmi pare rău că a trebuit să spun asta, dar chiar mă, cum să vă zic, cum spune Volteanu, mă mânca pe limba să-mi spun această treabă, pentru că nu e frumos. În primul rând, folclorul rămâne folclor și am avut director la Doina Oltului foarte serioși. Nu pot să spun să nu-l salut pe domnul Nichita, care a fost, într-adevăr, domnul Nichita Dragomira, a fost un director și un om de mare omenie și a știut ce înseamnă a fi director la o instituție de folclor sau o instituție de cultură, până la urmă, că și folclorul face parte din cultura poporului român, care, într-adevăr, dacă ne uităm obiceiurile și tradițiile, înseamnă că ne-am pierdut ca nație pe drum. Spuneați ceva mai devreme despre... Chiar și pe Costinel Alexandrescu îl salut, pentru că Costinel, noi am avut niște discuții amândoi, dar mai luam la spectacole și îți mulțumesc în tot sufletul, că ești un om deosebit. Ce ai tu e treaba ta, dar eu te consider tot prieten. Da. Spuneați ceva mai devreme despre faptul că vă doriți și pentru dumneavoastră un nou album pentru acest an sau când credeți că îl da, veți realiza? Da, pentru acest an, dar este greu. Fac din tot sufletul, în primul rând pentru fata mea de suflet, Alina Sârbu, să realizeze un nou album al ei. Și sper și eu, că, pentru că să știți că a realiza un album este foarte costisitor. Dacă eu nu aș fi hărăzită de la Dumnezeu să-mi fac piesele, m-ar costa peste 25.000 de lei un album. Dar așa, având eu piesele făcute, mă costă peste 10-12.000 de lei ca să poți să faci, deci 120 de milioane, chiar 150 de milioane vechi, ca să poți să faci un album. Ei, ca să te împrumuți la bancă. Nu, că e foarte greu să plătești dobânzi după aia. Deci sper să le facem. Sper să le facem cu ajutorul Dumnezeu, că sponsorii nu, foarte greu găsă sponsor. Acum să se mai înghesuie că fiecare suntem așa, poate mă repet, iar am zis, trecem printre peste niște vremuri care tot timpul banul nu se ajunge. Da, pentru albume cu cine colaborați?
Colaborez, am colaborat foarte bine cu Ijac Music Production, am colaborat cu cei de la Star Music Production, multe, multe astea. Și acum m-am hotărât să fac un CD cu altcineva care am colaborat cu cei de la Vâlcea, care am făcut CD-ul de colinde, am colaborat cu fostul meu dirijor, Marin Constantin, pe care îl salut, îi doresc sănătate, îl respect, pentru că este un om foarte de omenie și un om foarte dotat în ceea ce privește muzica și folclorul. Ce vă mai doriți pentru anul acesta? Pentru anul acesta îmi doresc sănătate, îmi doresc, ce să vă zic, că nu am dezvăluit. Mi-am vândut casa și vreau să fac o casă la Milcov. Deja am început să o construiesc, să ne construim casa, să ne mutăm acolo, Vă duceți să lângă vă... Socri, Ne ducem lângă Socri, lângă lângă Cuscri, Cuscri, da, lângă lângă Cuscri, Cuscri. așa? Cuscri stau Milcovul din Vale și noi ne-am cumpărat imediat lângă Milcovul din Deal, la 2 km de ieșirea din oraș. Și acum, dacă Dumnezeu ne lasă să fim sănătoși, să ne facem casa, Da, e cea e mai un mare vis realizare. mai vechi de Un a vă vis muta mai la vechi, casă? un vis mai vechi al meu, care nu am reușit să-l fac până acum. Acum, dacă are doar Dumnezeu să-l fac peste 60 de ani, dacă Dumnezeu mă lasă sănătoasă, mulțumesc că eu am trecut prin probleme de sănătate, știi foarte bine, destul de grele. Am 3 ani de la o operație de sân care nu pot să mă dau înlături pentru că am spus peste tot. Sunt sănătoasă acum atun, așa cum mă vezi, Doamne și ce ajută! vrea Dumnezeu mai departe. Și cea mai mare realizare a mea ar fi copiii să se înțeleagă, băiatul meu, nepotul care l-am crescut, să se înțeleagă cu nevasta și să-mi dorească și mie un nepot, doi, trei, de-aia ne facem casă. Și restul ce-o dat Dumnezeu și să fim sănătoși, că e cea mai bună sănătatea, pentru că indiferent ce ai avea, dacă n-ai sănătate, nu faci nimic. Așa este, sănătatea e mai bună decât Da, toate. da, da. Multă sănătate vă doresc, să aveți parte de un an minunat, îmbelșugat, așa cum v-ați propus. Și o salutăm și pe Alina Sârbu, este în spatele camerelor. Și pe toți cei care ne-au urmărit până la această oră, îi salutăm și le mulțumim pentru că au fost și astăzi alături de noi, în prima ediție matinală din acest an. Vă invit acum pe final de emisiune să ne cântați din nou așa cu mare drag cum faceți de fiecare O să dată. cânt un cântec special pentru Sfântul Ion și dați-mi voie să le urez tuturor celor cu numele de, care poartă numele Sfântului Ion, sănătate, la mulți ani, împliniri sufletești și pace sufletească, pentru că este mai bună decât toate. Doamne ajută, la mulți ani, Sfinte Ion, la mulți ani, românilor, oriunde v-ați afla. Și la mulți ani și colegului nostru din emisie, Ionuț Bălăiță, că La toți mulți suntem... ani, Ionuț, la mulți ani tuturor, am mai spus la început, pentru cei de la care ne-au făcut frumoase și pentru că cred că m-a făcut o țară mai slabă, că de Revelion am mai mâncat și de Crăciun. Vă mulțumesc că m-ați făcut frumoasă și să cântăm. De toate.
toată lumea iubit, să ai noroc și sănătate și să te bucuri de toate. La mulți ani, Ioane! Hai, scoate o sticlă cu vin, că vrem să te iordănim, că mai sunt și alți ioni și-om iordănii până-n zori. Sfânt Ion, iodată-n an, ai noroc și la mulți ani. La mulți ani!